Domnule Crăciun, ați văzut ultimele declarații ale consilierului economic al premierului Viorica Dăncilă, domnul Darius Bulcov. ASF a demarat o investigație în urma acestor declarații. Cât de mare este pericolul pentru participanții la pilonul 2? Eu cred că astfel de declarații și cred că ceea ce spun e valabil pentru oricine face acest gen de declarații, indiferent cum s-ar numi el. Cred că au, din păcate, efectul unei bombe cu impact multiplu. Și nu este vorba doar de fondurile de pensii, pentru că, până la urmă, în primul rând, cred că o primă consecință a fost legată de credibilitatea ASF-ului, pentru că, până la urmă, ASF-ul este cel chemat să vegheze la corectitudinea funcționării pieței de capital, a modului în care se fac licitările, a modului în care informațiile de interes public sunt furnizate, care veghează asupra modului în care pensiile private funcționează. ASF-ul face această supraveghere zi de zi, ceas de ceas, nu în heirupuri. Nu trebuie să vină cineva din exterior să spună ceva și dintr-o dată toți cei din ASF se trezesc și încep să controleze. Prima sugestie care se face și mi se pare total incorrectă față de ASF, în primul rând, este faptul că ASF-ul nu și-a făcut treaba cum trebuie și că de-abia acum, vezi, Doamne, trebuie să vină să facă ceea ce trebuia să facă mai demult. Deci ASF-ul e o primă victimă colaterală. A doua victimă colaterală e bursa în sine. Pentru că în momentul în care antreprenorii români văd că pot fi subiectul unor atacuri și valoarea companiilor lor în urma acestor atacuri scade, se vor gândi, cred că, de 3 ori înainte să-și propună să se mai listeze la bursa din București. Ce investitor întreg la minte vrea să devină, să spunem, subiectul unor declarații publice în ideea de a-i scădea prețul companiei pe care o are? Bursa nu ar trebui să fie parte a luptelor politice. Și, în sfârșit, al treilea victimă colaterală sunt fondurile de pensii. Pentru că noi investim în acțiuni listate, inclusiv în Digi. Ori, în momentul în care cineva vine și spune: eu știu că acțiunile Digi vor mai scădea cu încă 25% față de cum au scăzut până acum, este clar că aceasta riscă să devină o profeție care să se îndeplinească singură, nu? Acțiunile scad pentru că cineva important a spus că vor scade și, după aceea, sigur, noi am performat prost pentru că acțiunile respective au scăzut. Deci, și iată cum fondurile de pensii investesc în active lipsite de calitate. Deci, consecințele mi se par foarte serioase și afectează substanțial, cred eu, trei instituții foarte importante ale oricărei economii de piață: autoritatea de supraveghere, piața de capital și fondurile private de pensii. Despre câți oameni vorbim și cam ce acțiuni au cumpărat aceste fonduri la companii? Cred Câte că fonduri au cred că e o investiții întrebare atunci? foarte binevenită, pentru că asta ne ajută un pic să punem lucrurile în context, că și asta este foarte important. Până la urmă, care este expunerea fondurilor de pensii private din România la Digi? De merită să creăm așa un scandal pe tema asta? Și răspunsul este simplu. Expunerea este de 0,4%. Din Deci 0,4% din totalul activelor fondurilor de pilon 2 sunt investite la Digi. Despre asta vorbim. Deci Digi este undeva pe locul 10 într-un clasament al investițiilor pe care fondurile de pensii le-au făcut. Pe primele locuri sunt, de exemplu, Banca Transilvania, Fondul Proprietatea, Romgaz, Petrom, OMV și așa mai departe. Digi undeva. Deci asta este un primul lucru pe care trebuie să spun. Acum, din punct de vedere al numărului de persoane, în pilonul 2, în momentul de față, sunt aproximativ 7 milioane de participanți.
Dar, iarăși, ca să fim foarte corecți, trebuie să spunem că din cei 7 administratori, doar 5 au cumpărat acțiuni Digi. Deci 2 nu au cumpărat, ceea ce face ca, să zicem, numărul celor care au investit ca și sunt contribuate. Peste 3 milioane? Să fie peste 3, da, undeva probabil 3 milioane. Cine lipsește dintre administratori? Păi, din câte știu, NN și Metropolitan. Și Metropolitan. Da. Știți de ce nu au investit? Nu știu. Fiecare, în momentul în care am investit, am avut propriu raționament. Sunteți șeful BCR Pensii. Domnul Vulcov îi cere ASF-ului să spună de ce fondurile de pensii au investit într-o companie urmărită penal. Știați la momentul în care ați decis să investiți că această companie are acest risc? Trebuie să spunem următorul lucru. Da, știam, ca să vă răspund. Da. În momentul în care investești, practic ceea ce facem este să vedem în ce măsură riscurile pe care le percepem în cazul unei acțiuni, a unei firme, sunt reflectate în mod corect sau nu de prețul acțiunii firmei respective. Ar fi naiv ca cineva să-și imagineze că o companie listată are risc zero. Nu există așa ceva, nu există risc zero. Doar titlurile de stat au eventual risc zero. Orice companie face față anumitor riscuri, inclusiv riscurilor investigațiilor penale. Haideți să ne gândim la Google, haideți să ne gândim la Facebook. Inclusiv în România au fost firme listate care au fost sau sunt încă subiectul lor unor investigații penale. Deci acest lucru nu este ceva extraordinar. Atâta vreme cât, repet, prețul pe care tu îl plătești reflectă aceste riscuri. Deci, din punctul ăsta de vedere, noi am considerat că prețul, și nu doar noi, au fost foarte mulți investitori care au subscris la această ofertă publică, am considerat că prețul final reflectă acest lucru. Probabil, pot să-mi imaginez, și aici recunosc eu speculații, că dacă nu ar fi fost această situație, probabil că Digi ar fi putut să se vândă chiar la un preț mai bun decât prețul la care s-a vândut. E logic să fie așa. S-a vorbit despre gradul de îndatorare al lui Digi, că e un grad de îndatorare ridicat. Și de aici toată, să zic, istoria legată de investiția proastă care se pușe așa mai departe. Trebuie să spun următorul lucru. Sectoarele telecom, peste tot în Europa, sunt sectoare care funcționează cu un grad ridicat de îndatorare. Din punctul ăsta de vedere, Digi nici măcar nu este în topul îndatorării. Deci dacă ne uităm la firmele de telecom din Europa, vom vedea că gradul de îndatorare al lui Digi este undeva pe la mijloc. Da? De ce? Care este motivul pentru care firmele de telecom funcționează cu rata îndatorare? Pentru că ele sunt generatoare perfecte de cash. Deci, având un flux predictibil de cash, ele își pot permite să aibă plăți predictibile de dobânzi. Prin îndatorare, nu faci decât să optimizezi folosirea capitalului. Deci, faptul că profiturile se repartizează pe un capital mai mic, în timp ce continui să-ți plătești dobânzile la creditele pe care le-ai făcut. Da? Mai mult decât atât, spuneam că cash-flow-urile sunt predictibile. Da, și ăsta este motivul pentru care investiția într-o acțiune de tip Digi sau Telecom în general sunt investiții defensive. Și aici am să vă pun o întrebare retorică. În situația de criză, câți români știți care s-au anulat abonamentele la cablu TV? Nimeni. Mai mult decât atâta. Cercetările arată că în perioade de criză lumea este mai puțin în oraș și stă mai mult în fața televizorului acasă, ca să facă economie de bani. Deci asta face ca să fie o industrie defensivă chiar și în perioade de criză. Ai un cash flow constant care îți vine din abonamente și singura ta treabă este numai să investești în tehnologie ca să fii sigur că ești la zi. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun, apropo de scăderea prețului. Dacă vă veți uita la indicele telecom din Europa, care include câteva sute de companii telecom din Europa, veți constata că în ultimii ani a scăzut constant. A scăzut constant. De ce a scăzut constant? Din două motive. Unu, pentru că dobânzile au început să crească în Europa și atunci, asigur, finanțarea începe să devină mai scumpă. Și doi, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, este o industrie defensivă. Ori în momentul în care tu vezi că economia crește, nu vrei să fii în companii defensive, vrei să fii în companii care sunt în creștere. Da? Și atunci,
o parte din investitori s-au îndreptat mai degrabă spre altfel de acțiuni. Adică ceea ce vreau să spun ca să concluzionez este că, din punctul nostru de vedere, Digi nu se evidențiază în vreun fel față de alte companii similare din Europa printr-o subperformanță. BCR Pensii ce expunere are pe Digi? Aproximativ 3% din portofoliul de acțiuni pe care îl avem. Ok, ați spus că per total e vorba de 0,4% din totalul activelor. De pilon 2. Care este acest total? Deci, la sfârșitul anului, noi estimăm că vom ajunge la 10 miliarde de euro. Și la celelalte companii, Banca Transilvania, la Fondul Proprietate, la Romgaz, OMV Petrom, la care fondurile de pensie au o expunere mult mai mare, cum au evoluat acțiunile? Și poate aveți și o explicație. Din punctul meu de vedere, bursa a superformat anul acesta. Bursa românească, vorbesc. Iar lucrul ăsta, din păcate, se va reflecta și în performanța fondurilor de pensii, pentru că noi nu putem să funcționăm în independență, izolați de ceea ce se întâmplă pe piețele financiare. Nu? Până la urmă, noi investim în piețe financiare, deci supra-performanța sau sub-performanța piețelor financiare se va răsfrânge și în performanța noastră. Pentru că vorbeam și de Digi, vreau să vă spun că mai mult decât performanța guvernanței firmelor, unei firme precum Digi, mai mult decât atât mă preocupă, ca să fiu sincer, predictibilitatea mediului de afaceri din România. Pentru că dacă ne uităm la acele știri, acele evoluții care au avut un impact negativ asupra evoluției bursei românești, ele au ținut mai puțin de guvernanța individuală a companiilor listate și mai mult de predictibilitatea mediului de afaceri. Și putem discuta de câteva exemple. Haideți să ne uităm, de exemplu, la bănci. Banca Transilvania și BRD, care sunt listate. Și Banca Transilvania, de fapt, este cea mai mare investiție a fondurilor de pensie din România. În momentul în care se discută despre, în 2017 se discuta de aplicarea unei taxe pe active, după modelul maghiar. Mai recent se vorbea despre plafonarea dobânzilor la credite. Deci astfel de știri, astfel de intenții concretizate sau nu. Deci vorbiți de inițiative din partea guvernanților. Sau a parlamentarilor. Sau a parlamentarilor. De asemenea, haideți să ne gândim la Romgaz, Petrom, Transgaz. Ele iarăși, performanța lor a fost influențată de ideea plafonării prețului la gaze. De asemenea, chiar dacă pe termen scurt impactul la prima vedere a fost pozitiv, această drenare, consider eu, excesivă a lichidităților din firmele de stat prin plata de dividende, pe termen lung, cred că va avea un impact negativ, pentru că firmele vor avea mai puțin bani pentru dezvoltare și pentru investiții. Deci, în ultimă instanță, ceea ce vreau să spun este că, în momentul de față, principalul risc pentru firmele listate nu cred că este legat de modul în care, sau nu în cea mai mare măsură, de modul în care sunt conduse la nivel microeconomic, ci în mai mare măsură de contextul, mediul în care ele operează și surprizele intempestive pe care pot să le aibă din schimbarea cadrului legal. Revenind la domnul Vâlcov, ați avut la un moment dat o întâlnire când s-a propus suspendarea contribuțiilor la pilonul 2. Este adevărat? Ne-am avut decât o singură întâlnire cu domnul Vâlcov, cred că în martie, dacă mi-aduc bine aminte, oricum în primăvară, și de atunci, practic, n-am mai avut nicio întâlnire cu domnia sa. Cum a fost? Adică, cum ați perceput abordarea și... Aceasta, iarăși, aș vrea să pun în context această întâlnire, pentru că noi, în ultimele 12 luni, cred că am avut aproximativ 15 întâlniri în zona asta, cu diverse persoane de decizie, de lideri politici din opoziție, în ideea de a prezenta povestea de succes a pilonului 2 și faptul că ar fi păcat să stricăm ceva care funcționează foarte bine. În acest
context a avut loc și întâlnirea cu domnul Vâlcov și v-am spus... Era vorba să vă mai reîntâlniți. Se vorbea de ca pilon 2 să devină opțional, să fie suspendat... Nu, cu noi nu a mai existat planul unei întâlniri. A existat la un moment dat planul întâlniri cu Consiliul Investitorilor Străini, care nu s-a concretizat, dar nu știu să spun de ce. Se mai pune acum problema ca pilonul 2 să devină opțional și contribuțiile să nu mai fie virate pe o anumită perioadă? Nu pot să răspund la această întrebare. Noi sperăm că nu se mai pune problema. În ultima vreme observ că, practic, subiectul pilonului 2, această dezbatere a pierdut cumva din intensitate. Eu sper să fie de bun augur acest lucru și sper ca în final cei care se îndoiau într-un fel sau altul de utilitatea și succesul acestui proiect să se fi lămurit, că nu au motive de îndoială. Dar nu m-aș pripi în a spune că povestea este încheiată. Și totuși ceva se va schimba cu pilonul 2 în proiectul noii legi a pensiilor. A spus ministrul Ilie Olguța Vasilescu că administratorii de la pilonul 2 vor plăti 0,5% din comisionul pe care îl iau deja, de 2,5% din contribuțiile lunare ale celor care participă la acest sistem. 0,5% se va lua din 2,5%, sunteți de acord cu asta, sau 0,5% se va adăuga la 2,5% și atunci oamenii vor avea mai puțin bani la pensii? Da, cred că formulările din lege sunt un pic neclare și de altfel noi am și trimis o adresă spre Ministerul Muncii în care am făcut niște sugestii de formulare pentru ca informațiile respective să fie mai clare. Înțelegerea noastră este că, practic, este un comision pe care administratorii vor achita din veniturile pe care le au deja din comisioane. Nu pot să vorbesc în numele altora, dar în ceea ce privește BCR Pensii pot să spun că nu se pune niciun fel problema creșterii comisioanelor. Comisioanele vor rămâne cel mult la acest nivel, ceea ce înseamnă că în ultima instanță acest comision de 0,5 va fi plătit din acel 2,5 pe care noi îl încasăm la intrare. Ați făcut un calcul al costurilor? Cât ar reprezenta 0,5% lunar din... Nu am făcut, mai ales că înțelegerea noastră este că acest comision va deveni efectiv de-abia peste câțiva ani, în 2021. Deci mai este timp până atunci. Ok. Ce estimări aveți pentru pilonul 2 și pilonul 3 de pensii pentru finalul acestui an? Ca număr de participanți, ca valoare active și mai ales câștigul net pe care l-ați aduce celor care contribuie la acest sistem. Noi estimăm că la sfârșitul acestui an pilonul 2 va ajunge probabil undeva în jur de 10 miliarde de euro. În ceea ce privește pilonul 3, ne vom apropia de jumătate de miliard de euro, probabil 400 de milioane, 450 de milioane, ceva în zona aceasta. Iar ca număr de participanți, probabil că vom ajunge pe pilonul 3 undeva la 500 de mii. Ce privește pilonul 2, probabil că vor fi undeva în jur de 7 milioane 500 de mii, ceva în zona aceasta. În ceea ce privește performanța, așa cum spuneam mai devreme, din păcate, evoluțiile bursei românești nu ne-au ajutat foarte tare anul acesta și, din păcate, mediul de afaceri mai puțin predictibil nu ajută nici bursa, nu ajută nici companiile și nu ajută nici performanța noastră. Ăsta e motivul pentru care pentru noi este foarte important ca să avem un cadru economic stabil, pentru că nu vă ascund din discuțiile pe care le-am avut cu diversi investitori faptul că inclusiv incertitudinea legată de pilonul 2 îi face pe mulți să fie mai precauți când vine vorba de investire la bursă, în condițiile în care fondurile de pensii sunt investitori importanți la bursa românească și o eventuală înghețare a investițiilor noastre sau și mai rău o scădere a lor vor fi de natură să aibă un impact negativ asupra bursei.